Astra Giurgiu și Steaua București și-au aflat azi numele adversarelor din grupele Ligii Europa. Atât giurgiuvenii cât și bucureștenii au avut noroc la tragerea la sorți și au fost repartizate în grupe accesibile. Cele două reprezentante ale României în cupele europene au aflat în cursul zilei de azi numele echipelor pe care le vor întâlni în grupele celei de-a doua competiții intercluburi, ca și importanță de pe bătrânul continent. Campioana României Astra Giurgiu a fost repartizată în grupa E alături de Victoria Pilsen din Cehia, AS Roma Italia și Austria Viena din Austria, în timp ce Steaua București, grupare patronată de controversatul om de afaceri Gigi Becali, a fost repartizată în grupa L alături de Villarreal, Zurich și Osmali Sport din Turcia.